Sibiul a găzduit seminarul cu tema Operațiuni de finanțare nerambursabilă din cadrul programului operațional regional Centru 7. A fost o întâlnire de informare în care s-au abordat modalitățile de obținere a finanțărilor și pașii care trebuie parcurși de-a lungul proiectelor finanțate. La seminar au participat conducerea ADR Centru, reprezentanții Prefecturii Sibiu și toți cei interesați să acceseze fonduri europene. Am început o altă serie de 6 seminarii, puțin modificate ca și mod de prezentare ca tematică, deoarece aproape toate axele sunt acoperite deja cu proiecte pe programul operațional regional și banii vor fi accesați. Nu mai e nevoie să facem promovarea programului de data asta. Vom încerca cu dumneavoastră, cei care aveți proiecte accesate, proiecte contractate pe programul operațional regional, să facem o serie de seminarii în care să discutăm mai mult despre problemele care au apărut și apar în implementarea acestor proiecte. Consiliul Județean Sibiu a prezentat proiectul prin care este reabilitat drumul Sibiu-Agnita. Această activitate a devenit, zic eu, o practică în sensul că se desfășoară lunar sau periodic, prin rulaj, în fiecare județ, component al ADR Centru 7. Până în data de 25 iunie au fost depuse în vedere obținerii finanțării 870 de proiecte. Dintre acestea, 536 au fost depuse pentru sprijinirea micro-întreprinderilor.